Bună, Dana! Bună, Dana! Sunt, îmi pare bine! Nu știu dacă am pus bine geanta, am așezat-o cum trebuie. Așa este și pentru că ești tânără, dar sigur că da, în stil poștaș merge. Dar să știi că mai există cel puțin două variante elegante de a purta această geantă. Foarte important, ținem geanta pentru că are lanțul lung, poți să-l ții pe umărul stâng. Tot timpul avem partea dreaptă liberă ca să salutăm, da? Ok. Deci, pentru că are lanțul lung, putem să o ținem așa, dar atenție, ținem mâna, uite așa pe ea, pentru ca să nu se plimbe și să nu lovim pe cineva în jur. Acum, pentru că are și această toartă, putem să o ținem și așa. Bineînțeles, lanțul îl băgăm înăuntru, okay, da? Deci, așa. Bun. Da? Notat. Și este foarte elegant. Și tot eu... timpul pe mâna stângă. Și tu așa. Bravo. Și eu sunt bine? Asta voiam Ești să te întreb. Ești foarte bine. Hai să plecăm. Doamne ajută! Așa nu. Deci niciodată nu așezăm geanta pe masă. Și nici pe jos? Așa, în niciun caz nu este igienic, în primul rând, și nici de bon ton. Deci, în niciun caz nu așezăm geanta pe jos. Deși, franțuzoaicele s-ar putea să mă contrazic aici. Ele își așează gențile pe jos, chiar sub scaun. Geanta se așează ori lângă tine, pe canapea sau pe scaun, dacă îți permite. În general, ar trebui să fie o geantă mai mică, da? Tip poșetă. Sau, draga mea, cel mai frumos și cel mai elegant ar fi ca doamnele să-și cumpere un accesoriu, un acel cuier mobil, da, pe care îl agățăm pe marginea mesei și așezăm geanta pe acel mic cuier. Nici măcar claciul nu stă pe masă, el stă în mâna noastră, îl ținem în poală, chiar și atunci când suntem la cină și servim masa, punem șervetul și ne acoperim claciul cu el. Deci stăm așa. Și apropo, hai să-ți vând un pont. Lady Diana, prințesa Diana, atunci când ieșea dintr-o limuzină, își acoperea decolteul discret, ținând claciul așa, când ieșea din mașină, da? Iar regina Letizia a Spaniei își ține claciul aici, dacă cumva are o rochie mai strâmtă sau un șliț, da? Deci aici sau aici. Știi tu, bun, ca să ne ferim de privirile indiscrete. Foarte importante. Absolut.